Dragii mei, citesc din Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11 până la versetul 24, pagina din Biblie 1010, un pasaj cunoscut de cei mai mulți dintre dumneavoastră. Și haideți să fim cu luarea minte. Nu citim un ziar, nu citim o carte, un roman, citim din cuvântul vieții. Și mă rog ca Domnul să ne vorbească. Amin. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Amin. Vă invit pe cei care aveți locuri să ocupați locurile, iar pe cei care nu aveți loc să vă mângâiați cu gândul că cei care stau pe stadioane pentru un Dumnezeu mort, de-abia așteaptă să intre echipa în prelungiri. Noi stăm aici pentru un Dumnezeu viu. Nu știu dacă vom intra în prelungiri în seara asta, dar vreau să vă spun că pentru Dumnezeul meu merită să stau și în genunchi, și pe scaun, și în picioare, că El o sta pe cruce pentru noi prin Fiul Său. Slăvit să fie numele Lui! Iubiții mei, în Fapte 17, textul care s-a citit la început, există o afirmație extraordinară pe care n-am înțeles-o așa, în felul acesta, până în această seară. Citesc versetul 30, Fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Vine Pavel la acei oameni care se închinau unui Dumnezeu necunoscut, care aveau o religie, dar n-aveau o relație cu Dumnezeu. Care încă nu știau despre Dumnezeu și despre învierea morților și despre Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că predica lui Pavel din momentul acela, din ziua aceea, a anulat pentru oamenii aceia prezenți acolo vremurile de neștiință. Și vine astăzi la noi, finalul de mai 2022. Și vreau să fiu foarte clar, chiar dacă pe unii vă vor șoca aceste cuvinte pe care vi le voi spune. Pentru toți cei prezenți aici, seara aceasta anulează toate vremurile de neștiință din viața voastră. De astăzi, nimeni din cei prezenți aici sau din cei care se vor uita online, mai devreme sau mai târziu, nu vor mai avea nicio scuză să zică, n-am știut, n-am aflat. Cei care încă nu cunosc, poate zic, măi, n-am auzit o predică cum ați auzit voi. N-am auzit o fanfară sau un cor. Tu ai auzit. Mă rog astăzi să dai la o parte scuzele și să vină înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Continuă versetul și spune, și Dumnezeu poruncește, nu sugerează, nu e o sugestie, pocăința, iubiții mei, nu e o opțiune. N-ai 14 drumuri din care alegi unul. Nu, e un singur drum. El este calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Lui. Mai spun ceva din textul care a fost citit, pentru că vreau să-l leg de introducerea mesajului despre Fiul Risipitor. Pavel, într-un mod extraordinar, sunt uimit de înțelepciunea pe care omul acesta avea din partea lui Dumnezeu, amintește aici trei dimensiuni în care toți ne aflăm astăzi. Materia, spațiul și timpul. Materia,
Domnul cerului și al pământului, cerul și pământul, da? Spațiul, pe toată fața pământului, anumită locație, da? Le-a așezat în anumite vremuri, timpul. Iubiții mei, în momentul când cineva se naște, el este încadrat în aceste trei cutii, aș putea spune, sau o cutie cu trei dimensiuni. Spațiu, timp și materie. În momentul când murim, noi ieșim din spațiu, timp și materie. Vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu există pocăință decât în aceste trei dimensiuni. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecată. Pentru aia te rog și te implor, prețuiește vremea aceasta. Prețuiește ocazia care o ai. În Luca 16, dacă dați pagina după textul pe care eu l-am citit, există imaginea unui om bogat și totuși foarte sărac. Că dacă ai numai bani în viața asta, ești sărac de vai și amar. Dacă l-ai pe Domnul, ești bogat. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Iubiții mei, vreau să vă spun că acel bogat a ieșit din materie, timp și spațiu. Fiți foarte atenți, el nu a spus, Avrame, trimite pe Lazar să-mi predice. Nu spune asta. Nici măcar nu spune, auziți, deschideți un pic cerul și lăsați corul de îngeri să cânte și la prima chemare o să mă pocăiesc. Iubiții mei, toți oamenii care pleacă din viața asta, ascultați-mă, când intră în dimensiunea finală a veșniciei, da? Ei sunt conștienți că nu mai au nicio șansă de a schimba ceva. Oamenii aceia care au plecat din viața aceasta și care au refuzat Evanghelia, sau cum se spune aici, trei categorii de oameni, da? Unii spun da, alții spun mai aștept și altă categorie barjocoresc, ăștia care refuză. Oamenii aceștia care au plecat din viața aceasta, iubiții mei, ar da orice să mai aibă ocazia voastră. Și-ar vinde vilele, blocurile, casele, insulele care, pe care poate le-au avut. Să mai aibă o șansă. Ei nu mai au. Tu ai. Eu am. Vreau să profit de șansa asta. Mai spun ceva, iubiții mei. În momentul când noi ieșim, sau cel puțin momentul când, ca să nu zic cel târziu pentru unii, când ne apropiem de finalul vieții, ni se deschid ochii duhovnicești. În momentul când se închid simțurile pe care oamenii le au și încă se dezbat, 6 simțuri, ni spun 7, în fine. În momentul când simțurile omului fizic se închid, se deschid simțurile veșniciei. Și oamenii își dau seama de faptul, cei mai mulți își dau seama de faptul că au căutat toată viața lucruri care nu-i ajută cu nimica în veșnicia în care intră. N-ai vrea în seara asta să te uiți la valorile care sunt veșnice și să spui, Doamne, le las pe toate gunoaiele astea de jos. Și vreau să mă îndrept privirea spre Tine. Și vreau să pun preț pe ceea ce rămâne dincolo de mormânt. Pe ceea ce transcende materia, spațiul și timpul. Și o să vezi că în momentul când iei decizia asta, viața ta începe să capete sens. Vei înțelege rostul suferinței, vei înțelege rostul bisericii, vei înțelege rostul colectei, corului, slujirii. Vei înțelege viața aceasta prin altă perspectivă. Pe de altă parte, dacă privim, nu cum privesc oamenii, înțelegem, spunea Pavel, că toate lucrurile lucrează împreună. Dar numai pentru o singură categorie de oameni lucrează spre bine. Pe cei ce iubesc pe Dumnezeu. Iubiții mei, în această seară am citit istoria unui fiu care reprezintă persoana mea și persoana ta. Am citit istoria unui tată care reprezintă pe Dumnezeu. Băiatul ăsta face 4 greșeli foarte mari. Și vreau să vi le enumăr ca nu cumva să le faceți și voi. Și dacă le-ați făcut, din cauza că încă mai sunteți încadrat în spațiu, materie și timp, mai aveți șansa și mai avem șansa pocăinței. Vedeți dumneavoastră, valorile pe care noi le avem determină întotdeauna deciziile pe care le luăm. De aici vreau să pornesc cu mesajul. Noi mergem de multe ori la oameni, scuturăm, auzi, nu vrei să te botezi, hai iau o decizie să te pocăiești, dar nu-i bine lucrul ăsta. Nu. Prima dată omul ăla trebuie să schimbe setul de valori, să schimbe gândirea, să schimbe principiile pentru viață.
Dacă, de exemplu, el spune că la mormânt se termină totul, dacă el spune că viața asta oricum, dincolo de crucea de la cimitir, nu mai contează. Iubiții mei, e greu omul ăla să ia o decizie care merge dincolo de mormânt. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Dau un exemplu ca să fiu înțeles mai bine. Dacă, de exemplu, o fată merge împotriva curentului Netflix, Hollywood, a ceea ce se promovează astăzi, și încă iubește castitatea, curăția, puritatea, da? Din cauza valorilor pe care ea le are, indiferent de vârsta pe care ea o are, pentru ca să se păstreze curată pentru ziua căsătoriei, pentru ziua nunții, dacă vine un băiat la ea și spune, auzi, mâine luni, la ora 12 noaptea, mâine ce faci? Nu vrei să ieșim în oraș. Valorile pe care ea le are determină decizia ușoară pe care ea o ia. Ea nu spune, auzi, ajută, lasă-mă să mă gândesc până marți. Ea are niște valori. Mai dau un exemplu să fiu înțeles și mai bine. Dacă ai, de exemplu, o mașină din 1986, anul în care m-am născut eu, de 36 de ani, o Dacia, poate în România, poate o mașină mai veche, și mergi la piață și uiți să încui mașina și o parchezi undeva sau la mall, și când ești acolo și cumperi zarzavaturile, te aduci aminte că ai uitat să încui mașina. Te întorci să încui mașina sau nu? Nu vă grăbiți. Nu te întorci, pentru că ea nu mai reprezintă o mare valoare. Ce ar putea să fure un traban, dacă vorbim de programul Labla? Ce ar putea să fure un os din ea? Dacă în mașina aia ai 10.000 de pounds, te întorci să încui mașina sau nu? Te întorci. Nu mai ești pastă de cartofi, de roșii, de piață, de haine. Te întorci. Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. Iubiții mei, tânărul acesta a avut valori greșite, valori trecătoare. Pentru aia deciziile lui au fost greșite și asta vreau să învățăm de la el, ca să nu ne repetăm și noi. 1. Prima decizie greșită pe care băiatul acesta a luat-o a fost faptul că a iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. A iubit mai mult buzunarul lui tata decât fața lui tata. Spunea psalmistul, inima îmi spune ceva. Caută fața mea. Știți că cei mai mulți caută buzunarul lui Dumnezeu? Și foarte puțin caută fața lui Dumnezeu. Foarte mulți caută ce poate să-mi dea Dumnezeu. Spunea cineva în România, dacă voi pocăiți, îmi faceți măcar o casă, mă pocăiesc eu. Observăm, dacă merg cu ulei și cu zahăr în Oltenia undeva și vrei să faci o evangelizare, nu ai, deci nu există, n-ai loc, tot se blochează. Sau în alte locuri din țară, dacă merg cu haine, cu orice. Pentru că oamenii mereu gândesc, ce pot să prind aici? Ce îmi poate da Dumnezeu aici? Iubiții mei, într-o zi veneam acasă dintr-o misiune, obișnuiesc când soția e acasă, cel mai multe ori e acasă, rar când ieșim împreună, cum s-a întâmplat acum, obișnuiesc să o sun, să întreb cum sunt copiii. Mai am 2-3 ore până acasă de condus. Și îmi spune la un moment dat, unul din copii te așteaptă. Zic, o să ajung pe la 1 noaptea. O zis că nu e problemă, te așteaptă până la 1. M-am bucurat. Am și uitat că sunt radar în țară. Că am avut satisfacția aia, un copil parcă ține mai mult la mine, renunță la 2 ore de somn ca să mă aștepte. Când am intrat în casă, m-au cuprins în brațe și în momentul când mă îmbrățișam, am simțit că bagă mâna în buzunar. Să nu zâmbiți, iubiții mei, prea mult, că așa facem și noi cu Dumnezeu. Așa facem și noi cu Dumnezeu. Așa parcă m-a trecut toată bucuria. Nu că n-aveam ce să-i dau, dar am crezut că mă iubește pe mine, nu bomboanele, nu ciocolata. Iubiții mei, ne-am obișnuit cu un Dumnezeu care să ne tot dea, să știți. Și ne dă. Și spune Biblia că lui Dumnezeu, în Romani 11:29, nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dar știți că Dumnezeu ăsta care tot dă, e ca și o mamă care se sacrifică, are niște așteptări până la urmă. Nu vrea să-i dai înapoi banii care i-o cheltuit cu educația ta. Are o singură dorință, ascultare, respect. La fel e Dumnezeu. Spune în Biblia Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iubiții mei, cele mai scumpe lucruri în viață am înțeles atât de clar că le primim gratis. În Fapte 17, o zis Pavel aici ceva extraordinar și citesc din nou. Spune Pavel aici, în El avem viața, mișcarea, ființa. E un Dumnezeu care ne-a dat. Când ne-am născut,
N-am băgat inima în priză ca să bată. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate. În 24 de ore, inima unui om bate de aproximativ 100 de mii de ore. Spuneți-mi, nu e o minune asta? Poate că azi noapte inima ta ar fi refuzat să mai bată și poate că creatorul ei i-a spus, mai bate că trimit o predică astăzi. Și poate există o schimbare a vieții, mai continuă să bați. Ficatul nostru, iubiții mei, face 500 de funcții pe zi. 500 de funcții. Nu e o minune, așa-i? Dragii mei, îi mulțumim Domnului pentru sănătate. Ne dă Dumnezeu aer. Într-o zi m-a sunat cineva și când el m-a sunat în timp ce eu dormeam, foarte dimineață, când am trezit 12 apeluri pierdute, când cineva te sună de 12 ori în 5-10 minute, nu te sună să te întrebe cum e vremea, nu? L-am sunat înapoi și am auzit la capătul firului un om bolnav de COVID, un om care respira cu greu, care își dorea să-și facă mărturisirea. După fiecare propoziție făcea... Am închis telefonul cu el. După 3 zile omul acesta, la o vârstă de 30 de ani, a plecat în veșnicie. Măcar a plecat liber, măcar a plecat iertat. Dar am stat și am zis, Doamne, ce meritam eu că nu respir ca și el? Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu viață, cu timp. Anul trecut, pe vremea aceasta, undeva la început de mai, unchiul meu de 48 de ani a plecat în veșnicie. Lucra pe salvare în județul Bihor. A resuscitat în viața lui mii de oameni și i-a adus la viață. Și a venit o zi când pe el l-au resuscitat alții și nu l-a putut aduce nimeni la viață. După 10 zile de internare în spital, corpul lui a cedat. Anul trecut, pe vremea asta, înainte să moară unchiul meu cu 4 săptămâni, a plecat acasă verișorul meu de 28 de ani la Domnul. Doi copii în viață, al treilea pe drum. Ne jucam împreună când eram copii, mergeam împreună la biserică. Nu mi-am imaginat că va trebui să predic la mormântarea lui. Am plecat și am zis, Doamne, ce merit eu? Căci clepsidra timpului încă pentru mine curge. Ce har avem, iubiții mei? Fiecare dintre voi știți cel puțin pe cineva din generația voastră care a plecat în veșnicie. Fiecare de aici. Nu te mișcă lucrul ăsta? Să vezi că te trezești în fiecare dimineață și Dumnezeu o sta toată noaptea treaz ca să-ți facă binecuvântările și să le pregătească pentru a doua zi. Și oamenii mai întreabă, zice, altceva, nu mai aveți să-mi spuneți, numai asta. Iubiții mei, când iei ceea ce Dumnezeu îți dă, sănătate, viață, timp, aer. Știți că aerul este neutru, nu? La fel cum banii sunt neutri, la fel cum cuțitul este neutru. Totul depinde de ce fac eu cu acele lucruri. Dacă sunt, de exemplu, dacă îmi place bucătăria, cuțitul mă va face un masterchef. Dacă sunt un om violent, cuțitul mă va băga la pușcărie în câțiva ani. Banii sunt neutri. Dacă ești un om care zgârcit, egoist, indiferent câți bani ai, vor fi spre nenorocirea ta. Dacă ești un om milostiv, care umbli cu Dumnezeu, banii vor fi o binecuvântare pentru tine și pentru alții. Iubiții mei, aerul pe care respirăm în sala asta aici, ai neutru și în Londra, ai neutru. Nu există aer penticostal. Nici nu există aer tip Darwin. Nu. Aerul e neutru. Toți îl respirăm. Dacă când îl dăm afară, unii înjură și alții cântă. Totul depinde de caracterul meu. În momentul când iubesc mai mult ceea ce Dumnezeu îmi dă decât pe detător, tot ceea ce Dumnezeu îmi dă devine pentru mine o pricină de păcătuire. Omul ăsta, băiatul ăsta, a luat averea tatălui. Și în loc să meargă în India, în loc să meargă să deschide un orfelinat, în loc să meargă la săraș, la văduve și la orfan, dacă avea o relație bună cu tata, ar fi făcut împreună cu tata astfel de lucruri. O luat banii ăștia și au mers în cluburi de noapte. Vorbesc mult în termeni din ziua de azi. I-au băgat la pariuri sportive.
au început să-i cheltuiască pentru droguri, pentru bere, pentru alcool, pentru lucrurile astea care îți fură mintea. Și Biblia spune că atunci când iau averea lui Dumnezeu și o pun în mâna diavolului din cauza caracterului meu, toată averea aceea, spune Biblia aici, este o risipă. Atunci când iei ceea ce Dumnezeu îți dă și pui în mâna lui Dumnezeu și lucrezi împreună cu Dumnezeu, este o investiție pentru eternitate. O spus Domnul Iisus, cine nu investește cu mine, cine nu strânge cu mine, cine n-adună cu mine, risipește. Iubiții mei, m-am mișcat aici ceva foarte puternic, după ce a cheltuit totul. Eu vreau să vă întreb astăzi, când vreau să vă pocăiți? După ce vă cheltuiți toată viața? Am botezat și oameni de 74 de ani, și oameni de 80 de ani. Niciunul din ei, și știu mulți care au botezat din ăștia, n-au zis, auzi, sunt bucuros că la vârsta asta m-am pocăit. Știți ce au spus toți? Îmi pare rău că am auzit Evanghelia cu ani de zile în urmă și n-am venit mai repede. Iubiții mei, îmi doresc atât de mult să nu facem greșeala Fiului Zebidor. De astăzi, și să fiți foarte atenți, că acest prim punct are legătură cu toată Biblia. Adevăratul creștin, și vine și testul nostru, să știți, pentru aia suntem încercați. Pentru aia Dumnezeu din când în când ne ia sănătate, Dumnezeu ne ia poate pe cineva drag, Dumnezeu uneori ne ia o resursă financiară, Dumnezeu uneori ne ia lucrurile astea de care ne bucurăm. Să vadă, îl mai urmăm? Căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Eu vreau de astăzi să-L iubesc pe Tată, că îmi dă frigiderul plin, sau mi-l scoate din priză și îmi dă pâine cu un soare, nu mă interesează. Că mă lasă sănătos încă 50 de ani, sau de mâine îmi dă încă o operație pe lângă cele două pe care le am, nu mă interesează lucrul ăsta. Eu vreau să rămân lângă Dumnezeu, pentru că adevărata căsătorie rezistă și pe chirie, nu doar în vilă. Adevărata căsătorie rezistă și pe ajutor de șomaj, nu doar când îți mii de lire care ți intră pe lună. Adevărata căsătorie rezistă și în greu, nu doar în bine. Exact la fel e cu legământul cu Domnul. 2. În al doilea rând, iubiții mei, o a doua decizie greșită pe care băiatul ăsta o ia, tot din cauza valorilor lui greșite, a fost faptul că a iubit mai mult prieteni decât familia. Cum s-a umplut de bani, cum a fost înconjurat de prieteni. De prieteni. Știți cum sunt prietenii noștri cei mai mulți? Ca sugativa lângă cerneală. Ca sugativa lângă cerneală. O să vedeți de-a lungul vieții și nu vă doresc să verificați pe pielea voastră când ești în spital, cam câți prieteni mai ai. Că pe FB ai mulți acum. Ai mulți și pe Insta. Că cea mai ieftină prietenie știți care, nu? Like-ul. Dar dacă ți-e foame, poți să mănânci like-uri? Eu întreb și eu, nu? Dacă ești bolnav, o zis Iacov, dacă îl vezi pe unul că tremură de frig și face așa, te ajută cu ce, îl încăzești? Cei mai mulți prieteni, iubiții mei, dar băiatul ăsta nu a înțeles. Îs prietenii care vor să ia ceva de pe tine. Singurul prieten care vrea să-mi dea ceva, Iisus Hristos. O plecat din familie. Cum s-a umplut de bani, o plecat de lângă tata. Și a început să-și cheltuiască averea. Dragii mei, am plecat într-o zi cu copiii mei la niște biserici din zona Craiovei, zona Oltenii, aveam și prieteni pe acolo, prin zonă. Obișnuiesc când sunt în țară să împărțim sarcinile cu soția, eu iau 2-3 cu mine, soția rămâne cu ceilalți acasă. Atunci am luat 4 cu mine, am plecat, când ne-am întors, ne-am oprit undeva lângă un lac, am mâncat câte un hamburger, am privit priveliștea pe care Dumnezeu a creat-o. Unul din copiii mei, una din fetei mai economă, să spun așa. Orice ban care l-are, îl pune acolo la cutiuță și încearcă să strângă ceva. Și au zis, tati, nu poți să-i lămurești pe oamenii ăștia să ne dea mâncarea asta gratis. Zic, dar n-am cum, de nu există gratis, nu-i nimic. Și am zis, numai părinții și Dumnezeu îți dau ceva gratis în lumea asta. Știți ce m-a spus Domnul pe mașină? Că mă gândeam la cuvintele care... O zis, bine ai spus. Dar au zis, nu ți se pare ciudat că la aia care vă dau ceva gratis, îi respectați și îi ascultați cel mai puțin. I-o dat taică-s-o gratis toată averea. Sau cel puțin jumătate. Partea lui. Nici nu știu dacă l-a mai salutat pe taică-s-o. N-ați observat, nu știu cum stă pe aici până în Londra, da?
Am văzut oameni care cum au 10 lire în buzunar, nu mai știu română. Da? În Franța era cineva plecat din România de, nu știu, de o lună, două, și a mers cineva din România și l-a salutat. Pace, ce mai faci? Ça va? Ça va? Nu mai știa română. Cum are ceva? Știți? În loc să zică, Doamne, să mulțumesc, am găsit de lucru, Doamne, numai Tu m-ai ajutat. Nu zice, eu zice, am, e a meu, am prietenii mei. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne facem o evaluare. Ca să n-ajungem să vedem până unde duce prietenia multora. N-ai observat când pui 1000 de lire deoparte cum te sună unul și altul? Am auzit că Domnul te-a binecuvântat, zice, am nevoie de un împrumut. Când sunt tu? Și ce auziți răspunsul? Abonatul nu poate fi contactat. Reveniți mai târziu. Eu am pățit asta, poate voi n-ați pățit, eu am pățit. Ăștia sunt prietenii. Iubiții mei, vreau să vă fac conștiența astăzi că familia lui Hristos e adevăratul loc și adevărata valoare. Când vii acasă, găsești o familie. Spune Domnul Iisus în Marcu 3:35, oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Frate, soră și mamă. Duminica trecută la noi la biserică a fost un botez, 17 persoane au încheiat un legământ cu Domnul și mulțumim Domnului pentru asta, slavă Lui. Acolo, în apa botezului, am rugat, având lângă mine o mamă, am rugat pe copilul ei să se ridice în picioare. Și am spus în fața bisericii și vă spun și vouă astăzi, această mamă este azi în apa botezului pentru că și copilul ei, nu mai e un copil astăzi, e mare, are familie. S-a rugat 14 ani pentru ea. Și după 14 ani, femeia aceasta, într-o duminică la Muntele Sionului, a venit în față și a zis, vreau să încheie un legământ cu Dumnezeu. Ultima persoană pe care am botezat-o era acum un băiat. Un om la fel, care nu mai era copil. Avea 42 de ani, 43 de ani. Și acum am zis, rog invers, să se ridice mama lui în picioare. Să o ridica mama în picioare. Și am spus în fața bisericii, uitați-vă la această mamă. 22 de ani de rugăciune. 22 de ani de rugăciune. Imaginați-vă, iubiții mei, credeți că s-a putut bucura de 22 de ani de mâncare, de bani, când știi că băiatul tău e în lume? De ce am făcut gestul ăsta? În primul rând pentru tinerii din biserică care se uită pe stăgard. Și spun ce fain e acolo, de aș fi și eu acolo. Și în apa botezului am avut pe cineva care 22 de ani a fost peste gard. A crescut și el în biserică. Și a venit la biroul pastoral și am stat cu el peste o oră de vorbă. Și a zis, frate Cristi, e dezastru acolo, e minunăție aici. Și îmi pare rău că 22 de ani n-am înțeles că totul e o deșertăciune. Ceea ce rămâne e bucuria mântuirii. M-am uitat și l-am întrebat, câți din prietenii de la pahar sunt lângă tine asta? Și au zis, niciunul. Și am zis, uite-te bine, mama ta e lângă tine. Noi, ca și slujitori, suntem lângă tine. Biserica e lângă tine. De astăzi nu mai confunda biserica cu prietenii. Sunteți mulți tineri aici astăzi. Mare grijă la prietenii voștri. Anturajele stricate au nenorocit multe căsătorii și mulți băieți și multe fete. Tu ești media aritmetică a celor mai buni 5 prieteni ai tăi. Ascultă-mă ce spun. Cine umblă cu înțelepții, nu au zis cu deștepții. Că poți să fii deștept și să mergi spre iad. Cine umblă cu înțelepții se face mai înțelept. O văzut băiatul ăsta când a ajuns la porci, că nu mai veni prietenia aia cu care mânca pizza. Câte vreme au zis, fac eu cinste. Plin a fost restaurantul. Când au zis, acum faceți voi că nu mai am, au plecat toți. Spunea o cântare străbătând în lung și în lat. Lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat, dar zadarnic n-am găsit și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om am întâlnit. Iisus, Iisus, orice nume minunat, Iisus, Iisus, prietenul adevărat. M-a sunat un băiat într-o zi din afara țării. Știți cum a început discuția? Frate Cristi, nu pot să spun cine sunt și de unde te sun.
M-am blocat, că de obicei omul când te sună spune cine e și de unde e. O zis, tatăl meu a fost un predicator care a bătut toată țara asta, toată România. Mama mea e vas de lucru. Undeva pe la 15-16 ani am început să mă uit la tinerii ăia care veneau cu maieurile mulate pe ei. Cu câte un tatuaj așa pe mușchi. Am început să invidiez pe aia care veneau așa cu BMW-ul și parcau la 5 cm de fete și frânau puternic. Venea tata acasă din misiune pe la 1-2 noaptea și mama îi spunea că au început să-mi placă anturajele greșite și tata încerca să mă lămurească că nu e nimic frumos acolo, numai gunoaie. M-am uitat la Biblia tatălui meu, m-am uitat la viața lui. Încercări, transpirație, suferință, lacrimi, pastorație, alergare. Și m-am uitat la tupeiși, la miștocari, la șmecheri și am crezut că aia e viața adevărată. Frate Cristi, cu regret îți spun că într-o zi mi-am făcut bagajul. Mi-am lăsat părinții plângând. Am distrus mărturia tatălui meu și slujirea lui. Și am ieșit afară. Și am plecat cu ei. Tatăl meu nu mai trăi mult după aceea. A fost ca un cuțit în inimă ceea ce am făcut eu. Frate Cristi, vreau să spun unde am ajuns astăzi. Mă uit pe YouTube, văd biserici care se bucură, văd oameni care îmbracă haina albă, fac botezul. Eu am ajuns să lucrez pentru Interlop din Europa, care mi-a pus așa gard și mi-a spus în momentul când ai părăsit locul ăsta, viața ta s-a terminat. Frate Cristi, aș vrea din toată inima să vin acasă. Aș vrea să îmbrac și eu haină albă. Aș vrea să mă pocăiesc și eu. Nu pot să plec de aici. Frate Cristi, te sunt disperat și te întreb, oare Dumnezeu ține cont de mărturisirea care ți-o fac? Oare ține cont Dumnezeu de telefonul ăsta? Și am spus răspunsul la rugăciunile mamei tale și a tatălui tău, uite telefonul ăsta. Îmi pare rău că a trebuit pe pielea ta să înțelegi că tot ce oferă lumea e gunoi și tot ce oferă Dumnezeu îți valoare eternă. Îmi pare rău de asta. I-am spus atunci, cred că va veni ziua când Dumnezeu va face o minune și vei putea scăpa de acolo și vei face botezul. El a zis, nu știu, frate Cristi, la ce șef am, la ce patron am, la cât de certați oamenii ăștia, colegii ăștia, și în stare de orice. Înainte să închide telefonul, m-a rugat ceva. O zis, du-te prin toate bisericile unde mergi și spune la tineri și la oameni ceva. Și mi-a rămas expresia asta în minte. Tot ce diavolul îți dă, trebuie să plătești pentru el. Tot ce Dumnezeu îți dă, o plătit el pentru aia. Iubiții mei, dacă vii acasă astăzi, vei găsi un tată, vei găsi o mamă, vei găsi o biserică aici. Vei găsi o comunitate care atunci când ești în spital se roagă pentru tine. Câți din aia de la pahar te vizitează sau te sună când ești în necaz? Te rog, gândește-te la ceea ce ți-am spus. 3. În al treilea rând, iubiții mei, băiatul acesta a mai făcut o greșeală. A iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Spune Biblia că a plecat într-o țară depărtată. O zis, degeaba am banii tatălui, că atunci când dau chef, zice, el e în camera aia, la altă, eu sunt în camera asta, nu pot să mă bucur. Parcă mă jenează ceva. Că păcătoșii lângă sfinți nu se simt bine, n-ați observat? Și o zis, singura soluție pe care o am e să strâng totul și să plec. Și vreau să vă spun astăzi foarte clar, când te îndepărtezi de lumină, te apropii de întuneric. Când te îndepărtezi de căldură, te apropii de frig. Când te îndepărtezi de rai, te apropii de iad. Băiatul ăsta a plecat într-o țară depărtată. Au crezut că asta e soluția. Să mă pot distra în liniște. Să nu mai am pe bătrânul ăla care toată ziua îmi bate capul. Auzi, dar nu vrei să vii la biserică. Uite, avem pe cineva invitat. Uite, o să cânte fanfara o cântare nouă. M-am săturat de aștia. Să mă lase în pace, să plec cât mai departe. Iubiții mei, am venit din Deva astăzi, din România, la dumneavoastră, să vă spun că soluția nu-i depărtarea, soluția e apropierea. Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu. Și El ce o să facă? Și El face exact ce a făcut tatăl acesta. Nu a stat în casă,
potrivit tradiției evreiești, trebuia să-l ia și să-l ducă în piață. Să-l facă de rușine acolo, că mai întâi băiatul l-a făcut de rușine. O ieșit în grădină, taică-s-o, să nu vadă ceilalți. Și când l-a văzut de la distanță, o alergat în întâmpinarea lui. Te implor astăzi în numele lui Iisus, fă pași spre Dumnezeu. O zis aici Biblia să-l cauți în Fapte 17. Poate bâșbăiești, poate e ceață. Poate e ploios uneori în viața ta, ca și vremea din Anglia. O zis Dumnezeu, fă ceea ce poți și ceea ce nu poți tu, voi face eu. Spune Biblia în Evrei 4:16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Dacă te apropii în timpul vieții, e scaunul Harului. Când te vei apropia după moarte, e scaunul judecății. Ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Poate o să întrebați, frate Cristi, dar cum știu dacă sunt aproape de Domnul sau departe? Că la recensământul care acum în 15 mai s-a terminat în România online, peste 90% s-au declarat că sunt aproape de Dumnezeu. Creștin. Deși în România la fiecare 5 minute avem un avort, o crimă. Deși în România există locuri în biserici, dar nu mai există locuri în penitenciare. Și pot să-i continui cu acest exemplu, dar nu vreau să mai iau din timp. Poate mă vei întreba, cum știu dacă sunt aproape de Dumnezeu? Iubiții mei, când ești aproape de păstor, ești departe de lup. Când ești aproape de Iisus, când ești aproape de Dumnezeu, ești aproape de Scriptură, de Biblie. Cum stai cu citirea Bibliei? O avem pe resurse creștine, pe telefon, YouVersion și alte lucruri. Avem aici Cornilescu, cu cuvintele Domnului în roșu. Ce vreți voi? Știți unde mai trebuie să avem? În inimă. Aici, în Anglia, la voi, a fost un mare autor de cărți. 20.000 de volume aveam în bibliotecă. O parte din alea le-a scris el, câteva sute. În ziua morții, a zis celui care îl îngrijea pe patul de moarte, mai adu-mi o dată cartea. Și a zis omul acela care recent era acolo în preajma lui, o zis, domnule, nu vă înțeleg care carte, că aveți 20.000 de cărți. Și au zis, asta pentru mine nu este decât o singură carte, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Atunci când ești aproape de Dumnezeu, ești aproape de Biblie. Atunci când ești aproape de Dumnezeu, iubitul meu, ești aproape de biserică. De biserică. Aproape de slujitori. Îți pasă de cum merge adunarea, îți pasă de cum merge biserica, nu? Am mers într-o zi împreună cu fratele Cornel Ducanu, pastorul nostru de la biserică, la o soră văduvă de peste 15 ani. Nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama, după părerea mea, că se plictisea de moarte. Eu, lucrând în informatică și cu tehnologia, sunt obișnuit să-mi intre sute de mail-uri pe zi. Sunt obișnuit să fiu pe laptop, pe telefon, pe tabletă, că așa o cere și munca, și poate și voi. Și femeia asta n-avea nici laptop, nici tabletă, nici telefon, decât din ăla vechi. Și am zis, soara Ciobanu, iertați-mă că îndrăznesc, e urât ce fac eu acum, dar vă întreb, chiar nu vă plictisiți? Și-o zis, frate Cristi, dincolo în camera am 66 de canale. M-am și gândit, oare care? Cine bagă 66? Digi? RDS-ul? Cine bagă? Și-o zis, acum sunt a doua oară la canalul Ezechiel. Am zis, slăviți să fie Domnul. Am Biblia, 66 de cărți. Nu mă plictisez, zice. Și-o zis, m-a mai spus ceva. Ca să vedeți cum arată omul care e aproape de biserică, de Dumnezeu, de cuvânt. De slujitore. Zice, am o listă cu 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi. Și printre cei 60 sunteți și voi doi. Așa rușinat am plecat de acolo. Am mers nu de mult într-o biserică și Domnul a dat har. Și câteva persoane s-au predat Domnului. Și mă bate pe umăr un slujitor și a zis, Cristi, s-a rugat mult văduva astăzi. Și am zis, așa e. Avem oameni care se mai roagă. Ăștia nu au apărut pe YouTube, nu-i știe nimeni. Dar intră în audiență la cer, la Dumnezeu. Și Dumnezeu îi ascultă. Asta înseamnă să fii aproape de Dumnezeu. Nu departe. Aproape de orfan, nu? De văduve. Avem o soră în biserica noastră, are piciorul stâng tăiat, e în cărucior. În urmă cu 2 luni și ceva la noi în biserică, a murit o mamă la 9 copii. La vârsta de 43 de ani, exact de ziua ei, au plecat în veșnicie.
S-a făcut colectă, frații au sărit din mai multe părți. Suntem aproape gata cu casa, vrem să-i scoatem de la bloc pe tatăl care a rămas și 7 copii care încă sunt cu el, 2 sunt căsătoriți. La 2 luni distanță, în ziua de Paște, sora care e pe cărucior la noi cu piciorul tăiat, mă cheamă deoparte. Zice, frate Cristi, hai până la mine. M-am dus un pic în spate, acolo, la biserică, în spate. O scos un plic din buzunar. Eu, ca și păstor, am auzit, că noi, ca și slujitori, le mai auzim, că o primi 3.000 de lei de la cineva. Și m-am bucurat foarte mult. Că te bucuri când un om pe cărucior primește un ajutor financiar, când te vezi cum a crescut curentul, gazul, cheltuielile și cineva cu piciorul tăiat se silește să trăiască cum trăiești. Nu? M-am bucurat. Și am zis, frate Cristi, vreau să-mi fac și eu o parte pentru fratele văduv cu 7 copii care a rămas acasă. Am zis, soră, dar nu se poate, dumitale în cărucior cu piciorul tăiat să-l ajut pe fratele ăsta. Noi am făcut colectă, noi am făcut tot ce a ținut de noi. O zis, frate Cristi, vreau să trimit și eu ceva în cer, te rog să mă lași. M-am gândit ca oricine, că în plicul ăla sunt 300 de lei. Am zis, măi, zeciuiala, nu? Oricine ne dăm zeciuiala. Primul lucru, primul ban care trebuie să plece din pormoneul nostru, când intră un ban, să fie partea Domnului, nu? Zeciuiala e minimum, așa în paranteză, dărnicia, milostenia, o trecut de procente. Mă duc în birou, nu mai aveam timp, trebuia să mă duc la anvon, nu mai aveam timp să mă duc acum să rezolv cu unul din muncitori la care îi mai ajutam cu cele necesare. Am zis, după program, încerc să îndoi plicul, să-l bag în buzunar. Nu puteam să-l îndoi. 300 de lei poți să-l îndoi ușor. Am deschis plicul pentru că oricum el era deschis și m-am uitat înăuntru. Și în plicul acela erau 3.000 de lei. Tot ce-a primit femeia asta pe cărucior, o dat mai departe. Iubiții mei, m-am dat să mă adun ceea ce oameni valoroși avem în biserica noastră. Ce oameni deslipiți de lucrurile materiale și legați de cer. Știți ce m-am gândit? Că femeia asta niciodată nu-i săracă lipită pământului, îi săracă lipită cerului. Dacă n-ar fi dat nimic, n-ar fi condamnat-o nimeni, că e pe cărucior. Și i-au dat tot. Așa bucuros am plecat acasă. Dar și atât de cercetat. Și am spus, Doamne, eu cum stau? Să-mi fi dat mie cineva 3.000 de lei, aș fi putut să dau tot? Iubiții mei, când ești aproape de Dumnezeu, nu mai faci calcule. Știți? Dragostea, legea dă o zi din 7. Dragostea le dă pe toate. Aproape de Dumnezeu înseamnă aproape de văduve, orfan, bolnav, biserică, scriptură, rugăciune. Și în ultimul rând, iubiții mei, băiatul ăsta a mai făcut o greșeală colosală. Știți care a fost asta? O iubit mai mult moarte decât viață. Vine acasă și tatăl său spune așa, auziți-vă rog frumos și fiți foarte atenți la expresie, căci acest fiu al meu era plecat. Nu? Așa au zis. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Acum vreau să vă întreb, cum poate un mort să cheltuiască bani? Iubiții mei, ceea ce voi spune în următoarele 5 minute vă poate schimba viața pentru că e punctul central al Bibliei și al Evangheliei. Ascultați-mă, foarte atenți. Eu am crescut în Biserica Pentecostală și nu am înțeles lucrurile astea ani de zile. Unii dintre voi le știți de mult, dar vreau pentru prieteni să le spun. De ce spune Iisus Hristos la un moment dat către un om, lasă morții să-și îngroape morții? Voi ați văzut oameni din sicriu care pot îngropa pe alții care sunt în sicriu? Eu n-am văzut. Fiecare dintre noi suntem creați din 3 părți. Trup, materia, sufletul, sentimente, rațiune și voință și Duhul nostru, partea din noi care poate comunica cu Dumnezeu. Spune Dumnezeu către Adam și către Eva așa, în ziua când veți mânca din pomul acela, veți muri negreșit. Vreau să vă întreb, care parte a murit? Nu a murit trupul, nu a murit nici sufletul din ei. Ei au continuat să aibă sentimente unii față de alții, o continuat să aibă rațiune și voință. Iubiții mei, în ziua când ei n-au ascultat, Duhul din ei a murit. De la Adam până astăzi, fiecare copil, știu că fac afirmații grele, dar le pot demonstra cu Biblia, nu mai am timp acum. Dar le amintesc când treacă foarte repede. Fiecare copil care se naște cu Duhul mort. În păcat m-a zămislit mama mea. Spune Pavel, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care
Eu vreau să vă întreb, cum poți să fii mort dacă trăiești? Voi erați morți cu Duhul în momentul când trăiați în trup, dar trăiați în păcat. Fiecare copil se naște cu Duhul mort. Am o veste bună pentru voi. Maria rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Păcatul adamic nu se mai transmite și singurul om născut cu Duhul viu, Iisus Hristos. Pentru aia Iisus Hristos la 2 ani nu minte, nu fură, nu răspunde obraznic Mariei. Că nu poți să spui că până la 30 de ani au păcătuit, că contrazici Biblia. Iisus Hristos a trăit fără păcat. Pentru că s-a născut cu Duhul viu. Dar de ce s-a botezat atunci? Iubiții mei, botezul îi mărturia unui cuget curat. A avut Domnul cugetul curat. Amin. Mă rog pe toți cei care îi botezăm să aibă cugetul curat. Amin. Vreau să explic acest lucru ca să înțelegem. Ioan 3, cu 3. Adevărat, adevărat îți spun, Nicodime, spune Domnul Iisus, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim, ca și dumneavoastră, dragi prieteni, dragi adolescenți, rămâne stupefiat, dar m-am născut în 86. De ce încerc să mă nasc din nou? Și Iisus continuă și spune, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, atenție, cu D mare, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, materia. Nu poate. Iubiții mei, noi nu putem ceva finit să-l ducem în infinit. Cele trei spate de care v-am vorbit nu pot exista fără celelalte. Materie fără spațiu nu poate exista. Spațiu fără timp nu poate exista. Toate astea merg împreună. Și-o zis Domnul, nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne. Ce este născut din Duhul de mare este Duhul de mic. Adică spune Domnul aici, Nicodime, dacă în viața ta vei ajunge într-o împrejurare, într-un loc, într-o familie, într-o biserică, unde vor fi prezente cele două elemente, apa vieții, adică Biblia, cuvântul și Duhul, Duhul Sfânt, Duhul mor din tine va auzi vocea lui Dumnezeu. Dacă e sincer, și am întâlnit prieteni, au venit la biserică și au zis, mă, zice, eu coruri am auzit mai faine și la filarmonică, fanfară la fel, oratori, pe lângă boariu, îl bagă în buzunar. Dar am simțit ceva la voi în biserică ce n-am simțit niciunde. Îi Duhul Sfânt prezent. Și spune, m-am dus acasă și parcă ceva se frământea în mine. Duhul ăla care a fost mort, a fost adus la viață. Acum ai două opțiuni. Să ignori lucrul ăsta sau să spui continui mai departe și Duhul ăla care e mic acum să crească. Să crească. Iubiții mei, niciunde în Biblie când cineva a murit, uitați-vă și studiați bine, când cineva a murit de moarte fizică, Iisus Hristos nu da cu palma peste cap, a murit ăla. Fai, sărmanul de el. Noi așa facem. Biblia spune în Ioan 5:24 ceva foarte important. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată. Ci a trecut din moarte la viață. Iubiții mei, vreau să înțelegem ceea ce vorbesc acum. Dacă Duhul din nou i-a dus la viață prin nașterea din nou, prima naștere e nașterea fizică, a doua e nașterea spirituală, nașterea Duhului. Când noi pocăiții vom muri, doar materia se pierde. O zis Domnul Ioan 5:24, voi pentru că aveți Duhul viu, voi nu mai muriți spiritual niciodată. Și pentru asta îl slăvesc pe Domnul. Pentru aia a spus Pavel, noi ne întristăm, dar nu vă întristați ca și ceilalți. Că ea n-au nădejde. Tu pleci din viața asta când pleci, pleci cu Duhul viu și te întâlnești cu Domnul, la Cel care l-a dat. Dar mai există ceva, să nu uitați. Eu dacă fac binecuvântarea la copil în biserică împreună cu soția, și probabil că undeva în decembrie vom face binecuvântarea la al șaptelea copil, dacă Domnul îl va da cu totul bine. Eu nu vă chem la binecuvântare pe nimeni dintre voi până soția n-a născut. Asta înseamnă botezul. Când intri în apa botezului, vii în fața Londrei și spui, Duhul meu a înviat, haideți să vedeți lucrul ăsta.
Acum vreau să vă întreb, credeți că la firea pământească, și firea pământească nu înseamnă doar materie, iubiții mei. Firea pământească înseamnă sufletul din noi, care nu a fost încă transformat, sentimente, rațiune și voință, împreună cu materia care exercită afară acțiunile. Credeți că lor le place că Duhul a înviat, așa-i? De exemplu, primești un mesaj pe WhatsApp în care ești acuzat pe nedrept, făcut cu ou și cu oțet. Știi ce spune sufletul ăla care nu a fost schimbat? Vechile sentimente. Auzi, tu știi mai multe despre el, dar auzi, fă și tu mai rău ca așa. Și Duhul spune, taci, că Dumnezeu te va apăra. E ușor? Nu e ușor. Și are loc lupta asta și spunea Pavel către Galateni, simt în mine durerile, și nu femeie, ca o femeie care naște. Dar de ce, Pavel? Până va lua Iisus chip în voi. Iubiții mei, nu-i suficient să ne pocăim. Nu-i suficient să mă întorc acasă. Băiatul ăsta când s-a întors acasă, a început să asculte de tata și a schimbat viața. Nu zis, tati, eu umblu tot cu hainele cu care am umblat. Eu fac tot ce am vrut, nu. M-am întors acasă, de astăzi ascult de tata. Iubiții mei, Duhul Sfânt pe pământ are rolul de a ne transforma pe noi și a pregăti și a ne pregăti pentru întâlnirea cu Domnul. De aceea când murim, materia rămâne în cimitir. Ascultați-mă, sentimentele, rațiunea și voința transformate de Duhul din noi, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul Scripturii, merg la Domnul în cer. Și când ne vom întâlni cu El, vom fi ca El. Doamne, adu ziua aceea. Mai ești mort astăzi? Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți fi vorbit și vă rog, iubită biserică din Watford, păstrați biserica să fie biserică. Au apărut atâtea lucruri acum cu becuri stinse, cu girofaruri aici în față. O să acuși, o să iasă fum din șenul și o să spunem că e Duhul Sfânt. Au apărut atâtea lucruri mizerabile și pocăința se denaturează. Știți ce vrea diavolul? Diavolul nu vrea să vă oprească să veniți la biserică. Diavolul vrea ca la acest amvon să nu se mai predice cuvântul și în sală să nu mai fie Duhul Sfânt. Iubiții mei, când Duhul Sfânt vine la stăruință, se aude. Când pleacă, nu simte nimeni. Să nu uitați lucrul ăsta. De aceea vreau ca acest loc să rămână un loc sfânt. Amin. Eu dacă trăiesc în sfințenie, dacă vin cu frică de Dumnezeu la biserică, dacă mă bat cu pumnul în piept ca și vameșul, vreau să vă spun că Domnul vine și îmi dă îndurare și îmi dă milă și se prezintă aici. Și vin oamenii și pleacă acasă născuți din nou. Doamne, lucrează și în seara asta. Mă apropii de încheiere, iubiții mei. Valoarea acestui om a fost banii, prietenii, distracția, depărtarea și păcatul. Pentru aia deciziile lui au fost greșite. Într-o zi s-a trezit și a venit în fire. S-a întors acasă și valorile s-au schimbat. O haină nouă. N-ai vrea să primești o haină nouă astăzi? O haină albă. Spune Biblia în Eclesiast 9:8, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul, să nu-ți lipsească de pe cap. Spunea Ioan în Apocalipsa, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine. Cine poartă alb aici, din punct de vedere al sufletului, al interior, al caracterului, va purta alb și dincolo. Un nume scris în cartea vieții, e o valoare? E o mare valoare. Ne mai întreabă unii, mă, eu nu vă înțeleg pe voi pocăiți. Distracție numai, pornografie numai, minciuna numai, furt numai. O zis, nu știu cum v-ați închis în halul ăsta. Acum eu vreau să vă întreb. O mireasă pare ridicolă dacă umblă în alb și se ferește de toate statele de autobuz? Păi dar e normal să se ferească, că umblă în alb! E normal să fie atentă la fiecare pas, să nu-și murdărească rochia. Iubiții mei, ne-o binecuvânta Domnul cu promisiunea unei vieți veșnice. Dar ne-o avertizat că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. De aceea noi umblăm, chiar dacă unii ne bajocoresc, umblăm frumos, chiar dacă unii ne ridiculizează că nu mergem cu el la același potop de desfrâu. Pentru că valorile mele de astăzi sunt bucuria mântuirii, numele scris în cartea vieții, haina albă. Deciziile pe care eu le iau sunt evidente, decizii pentru cer. Las o poezie la final și ne rugăm. Unii dintre voi sunteți aici pentru că cineva s-a rugat pentru voi. Un vecin, o prietenă, o mamă, un tată, poate o bunică în România care la KFC și la Mac nu a mâncat niciodată. Poate o bunică în România care nu a umblat cu mașina care umbli tu. Mi-aduc aminte, am avut un telefon, primul telefon, un Siemens,
când eram clasa 10 sau 11. Și am vrut să râd un pic de bunica mea și i-am dat telefonul să-l deschidă. Eram un copil la minte. S-a uitat la el și a zis, Cristi, nu știu. Și în sinea mea am râs. Și am zis, ce știe bunii? Avea telefon din ăla, știți, din ăla legat. Când telefonul erau legate, telefoanele, noi eram liberi. Știți, nu? Acum sunt dezlegate telefoanele și suntem prizoniere. Și am zis, ce știe bunii asta? Știți ce m-a spus Domnul acum câțiva ani? La câțiva ani după moartea ei? Bunica ta nu știa să deschide telefonul, dar deschidea cerul când se pleca pe genunchi. Voi deschideți toți telefoane, tablete, dar cerul e de plumb la cei mai mulți. Mai e legătura cu Domnul? Harul acestui băiat a fost cu avut un tată acasă care nu a zis, bă, am pierdut banii și pe ăsta, dă-l încolo. Nu. Nu. Și-a dorit să vină acasă. L-a așteptat. Când a plecat, a zice că a luat totul. Am o întrebare, dacă a luat totul, de unde a mai rămas o haină? Dacă a luat totul, de ce nu s-a răzit tata? Sunt gânduri care ne putem, nu? Dacă a luat totul, de unde a mai avut încălțăminte? Iubiții mei, Dumnezeu fără noi nu-i sărac. Eu fără Dumnezeu am pierdut totul, să știți. Când a plecat, a zis tata la rob, cred că aduceți o haină aici. Am întâlnit soră în țară, 22 de ani, cu cămașa albă pentru soț călcat în dulap. 22 de ani. În ziua botezului ei, o călca și cămașa soțului și-o pus-o în dulap. Și din când în când mergea la ea și făcea cu mâna pe ea și spunea, Doamne, adu ziua să vină și el. După 22 de ani, a venit și-o îmbrăca cămașa aia. Are Dumnezeu milă. Ascultă-mă, o crezut băiatul că i-a luat tot la taică-s-o. Știi ce nu i-a putut lua? Mila. Dragoste. Dragoste. S-a întors. E mare har să ai un tată care să te aștepte cu brațul deschis. E mare har să ai o bunică în România care merge la săpat porumbul. Și ia o zi de post, chiar dacă iau gust afară. Și mere și eu știu caz din ăsta în țară, că m-a spus o nepoată care s-a pocăit. Mere și ia cu degetul apă din sticlă și pune pe buze că scrăpate. Și nu bea nimic. Că încă cineva din familie lipsește. Spunea poetul, și vreau să meditați la această poezie, când mai stă în prag un tată așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus. Cât mai spune rugăciune un moșniac pentru un hoinar, tot mai este o speranță, de la roșcovă și zdreamță până la brațele cu har. Cât mai plânge sub măhramă o măicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai este o rugăciune mijlocim de la porți de har, pentru fiul ce suspină tot mai este o lumină. Și încă nu e în zadar. Dar știți ce spune strofa ultimă? Să nu profiți la nesfârșit. Am găsit în Biblie că Dumnezeu e răbdător și îndelung răbdător, dar n-am găsit niciun de care o nesfârșit de răbdare. N-am găsit asta. Și ultima strofă spune, cât e candela aprinsă în căsuța cea din crâng, vin o fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă și de dorul tău toți plâng. Ar putea să fie seara asta, seara ta. Ar putea să fie ziua asta, ziua când să poți da un telefon în țară și să spui, mami și tati, mi-a vorbit Dumnezeu. Vă rog să mă iertați pentru tot ce am făcut. E seara în care mă întorc acasă. Poate sunteți prieteni aici, v-a chemat un vecin, v-a chemat o cumnată, o verișoară. Să spui, Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-am dat seama că fără El am risipit toți anii ăștia. Vreau de astăzi să umblu cu El, să investesc în valorile eterne care rămân. Și pentru asta vreau să ne ridicăm în picioare. Și pentru asta vreau să facem o rugăciune. Și în rugăciunea asta te rog, spune-i Domnului cu cuvintele tale. Nu zis fiul, auzi, dar cum mă duc acasă la tata? Dați-mi o rugăciune, dați-mi ceva, să recit după ceva. Tată,
Fiecare păcat pe care l-am făcut, l-am făcut împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și-a zis, tată, hai în casă. Numai că înainte să intre în casă, l-a trimis să schimbe hainele. Și-a schimbat tot. Și-a intrat și-a zis că au început să se veselească. Mă rog în seara asta să mai cânte îngeri în cer. Amin. Pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mă rog în seara asta rugăciunea și postul multora din România, acelor plecați, pentru voi plecați departe, să aducă un răspuns. Amin. Și în momentul când vei ieși de aici și vei pleca, să spui, plec acasă fericit, plec acasă mântuit. Amin. Și deciziile pe care de astăzi le voi lua, le voi lua în funcție de noile valori pe care Dumnezeu mi le-a dat. Amin. Ne rugăm cu toții.